prieten alături de mine se află pictorul Radu Dumbrava. Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru că cumva am convenit la acest interviu și recunosc că a fost un pic mai dificil pentru că trebuia să ne pliem programele noastre. Da. Dar pentru început aș vrea, pentru cei care ne urmăresc în aceste momente, să facem o incursiune foarte scurtă. Cine este Radu Dumbrava, de unde a început și iată unde a ajuns? Eu oricum vreau să mulțumesc din start pentru invitație și chiar dacă noi cumva au fost un pic nevoie că noi să ne coordonăm, dar oricum noi suntem bravi pentru că noi am reușit acum să ne dăm sau corect, corect. Da, deci eu Radu Dumbrava, nu-mi place să spun băie de Chișinău, pictor, absolvent al Academiei de Arte de Chișinău, fac pictură murală pe exterior și pe interior, respectiv contribui ca lumea dragă, lumea orașului și spațiului unde locuiesc oamenii să fie frumos și mai estetici, oamenii să primească plăcere de la viață. De ce ai decis ca să mergi pe această cale în care, iată, oamenii să primească plăcere la tot ceea ce văd ei, pe pereții unor clădiri, chiar și când intră într-un birou așa imens cum suntem noi aici și văd niște creații mai deosebite? Știi, cred că mai degrabă mie singur îmi place să fac chestia asta. Mie singur îmi place plăcere de la să primească plăcere de la estetică și îmi place atunci când văd ceva frumos interior. De asta eu am spus că vreau să mulțesc chestia asta și prin pictură să fac asta și pentru alții. Adică oamenii sunt să primească plăcere. Eu tot vorbesc de plăcere, 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 dar asta e o chestie care e foarte importantă în viața, în viața de zi cu zi și e o chestie importantă ca acolo unde s-a acolo să fie estetică. Dar tu simți că oamenii primesc plăcere? Da, eu să simt că oamenii intră într-un spațiu și eu văd pe reacția lor. Asta simt. Dar mai este încă un alt parametru în care eu știu când eu dacă am făcut o lucrare reușită și mie nu place, atunci eu sigur că la altul nu este plac. Dacă eu simt că cumva lucrarea acolo ceva nu reușit, ceva parte sunt sigur că ceea ce am făcut, eu sigur că acolo o să deranjeze și pe alții. Așa că este doi parametri. Reacția oamenilor, ce sunt eu în interior. Dar toți îmi sunt încerc la ce sunt eu în interior. Așa că chiar dacă trebuie să dau un produs așa să spunem maxim. Tu de când ai început să faci pictură murală? Dacă ții minte, nu știu. Da, eu pictură murală am început să fac din 2013. Atunci am fost primul contact cu pereții mari, formatele mari. Prătășteau un proiect, după care iarăși proiect și am început să fac primele proprii. Primele proprii deja în 2016. Da, cu semnătura ta proprie. Cu semnătura mea proprie, da, ca autor. Am înțeles. Ca autor, da. Și uite că în ziua de azi fac lucrări cu semnătura mea tot. Sunt oameni care vor pictura ta sau sunt oameni care vor serviciile tale? Știi, da, e foarte bună o întrebare. Eu cred că undeva mergi 50-50. Ok. Una e să dorești pictură, dar două ori să adresezi la un profesionist. Eu încă să dau un suport pe unui profesionist, ca să dau o lucrare bună, da. Toate etapele de tehnologie respectate, făcute de la A și până la Z, așa să spunem. Ca viteză, ca comunicare bună între oameni. Și plus la asta e frumos ceea ce oferă. În mare parte lumea vine cu un concept de șleie în cap, cu idei. Spune, uite, eu vreau tematică maritimă să fie. Okay. Deja, ne vorbim de la asta, tematică maritimă, deja eu caut ce imagine poate să fie acolo. Când vine omul, de exemplu, că vreau ceva frumos, dar nu știu ce, aici noi, în mare parte, eu de aici spune, din start spun că ok, eu vă mulțumesc, poate da trebuie. Nu spun că chiar într-o așa manieră dură, dar după experiența mea, omul când nu cunoaște ce îl dorește, comunicarea de curge foarte scrânge. Și eu tot timpul mă strădu să lucrez la oameni care trebuie de așa. Din ce obțin cu idei? Vreau tematică maritimă, vreau oraș de ea, de noapte. Ok, și vorbeați și la oraș de ea. Tu deja le sunt. Dar sunt câteodată cât este deja o imagine cu pregătire, dar am este apoi de mânătar și ca să spun. La ce lucrări tu ții cel mai mult? Foarte mult sunt lucrările care le-am făcut, știi, care sunt eu le-am creat singur. Adică au venit asta din inspirație, orice pas, orice tușă pe perete, orice nuanță de culoare care am făcut-o,
Eu urmă din inspirație de a face asta frumos și asta pur și simplu ți-am o prioritate. Despre ce fel de lucrare este, ce reprezintă, ce ai putut tu să reprezinti și dacă ideile tale au fost compatibile cu ale celor de la Bolt Telecom. Da, da, uite, în primul rând vreau să încep de asta pentru că ideile noastre au fost compatibile din start. Și de ce te trebuie să le fac o mică arată? De ce te trebuie? Pentru că de fiecare dată oamenii când vorbesc despre o instituție, că Bolt Telecom este o instituție așa, cel puțin la percepție societății, este o instituție închisă, rigidă, într-un fel sau altul, și îți dai seama că cumva creativitatea și asemenea instituții cu un asemenea statut cumva nu sunt compatibile sau nu merg mână în mână. Și iată, aici este interesant dacă ați Da, noi aici mergem mână în mână din start și eu mă bucur pentru că știi, tot timpul cred că lucrurile trebuie privite într-o nouă unitate de timp, știi? Adică nu cred că trebuie să ne uităm în ce și-a fost 10 ani în urmă sau 5 ani în urmă, trebuie să ne uităm azi, iată cum era, cine e compania ta, ce face ea. Ideea a fost că faci ceva frumos aici. Pentru că primul om care intră aici este omul de afară, de rând, care vine ulterior, e potențial lucrător aici. Ok. Că el sunt într-adevăr contrat într-o instituție, să spunem așa, într-o companie cu statut, eu am vrut să fac ceva frumos. În primul rând, să fie confortabil, pe dânsa să-l inspire și să fie mândru, știi că, uite, că eu am intrat într-o așa companie și eu vreau să lucrez. Doilea, eu mi-am desenat spre ideile mele și sunt în diversul de posturi, pentru că asta mi-e place foarte mult și asta mi-e inspiră foarte mult. Și aici m-am integrat în Google Bolt Telecom, foarte lacornic, foarte la locul lui și am integrat elementele ale serviciilor care oferă modelul. Da. O mică istorie, da, deci telefonul mai retro, televizor, calculator, dar de mijlocul, spune așa, mijlocul universului, de SP. Eu am vrut ca ei să fie sintă valoare pe care eu am. Să fie mândri de ceea ce fac ei și să știe că ceea ce oferă ei, asta are sens pentru alți oameni. Nu, bună parte, foarte bună parte. Cât timp ți-a dat ca să lucrezi la această lucrare? Sincer, o săptămână de zi. O săptămână. Asta e mult sau puțin? Asta e foarte efectiv, așa spun. A, efectiv. Da, dar eu am lucrat foarte liber. Cel mai interesant e că dacă spun tot fundalul ăsta cu Cosmos, el mi-a luat 2 zile. Ok. Și nu m-a luat foarte mult. Adică, practic, același o cantitate mai mare și o cantitate mai mică. Dar așa putem de săptămâna, adică același lucru nu luat, pentru că mă rog, iau trebădare, trebuie analizele mai drept făcute. Și deja toate chestiile astea din curmiță care trebuie să vezi. Sunt pe niște postcarduri, da? De ce ai decis să le faci anume pentru cărți de astea poștale, într-un fel? Ideea s-a apărut la mine mai mult timp în urmă, în 2016, am făcut o lucrare. O lucrare cu tematică tradițională de armă, colindătorii se numește. Respectiv, eu așa de tare eram inspirat de lucrarea dată, eu foarte tare eram inspirat și eu și acum ați inspirat de lucrarea dată. Okay. Și eu am făcut cărți poștale, magnetic. Să ne dedicate, să le împart la oameni. Să le împart la oameni, adică știi cum, tradiția asta de a împărți ceva, ca să împărți ceva acolo. Și au mers foarte repede. Au mers foarte repede, asta a fost un succes foarte mare când am început. Eu am spus că eu asta sunt eu, nu să fac ani. Înțeles. Și respectiv, în fiecare an, deja am văzut că vreo 10 modele care sunt poștate. Și te bucură de succes? Da, sigur. Eu când le fac și când spun la lumea, uite, ele sunt cărți poștale, Dar ele sunt despre vânzare sau tu așa de la? Atunci sunt despre vânzare, dar cam cât costă o carte poștală? O carte poștală mi-a costat 25 de lei. A, nu? Să ies, da, nu-i scump.
Și deja este la sec. De 50 bucăți. Și ele unde vor fi procurate? La moment la mine. La moment la mine, dar vedem pe viitor o să fie careva, o să lansăm careva proiecte pe care lumea o să fie o spate să-l procure pe cineva fizic, da? Care în anumite locuri, unde poate să apropie, știi că poți să-l denumim pe transportare și să-l procure. Adică nu neapărat să-l caute. Eu am curiozitate. Poate asta este ceva personal și o respect. Dar nu te rămâna întreb, pentru că, na, și cei care ne urmăresc toți sunt curioși. Da. Cât costă serviciile s-au creat? Să schimbă prețurile, da, să schimbă prețurile și prețurile cresc undeva. Înainte eu l-am de metru pătrat, acum s-a schimbat deja mult pe lucrare, pe general asta costă. Cât echipa trebuie să dau pentru asta, cât forță, ce cheltuieli mai am pentru asta, ca echipă, ca materiale, ca timp, transport, e diferit. Se zice că artistul, creatorul, pictorul are o muză. O muză? Da, sau mai multe muze, nu știu. Iată noi să revenim la întrebarea care mi-a spus atunci, de ce eu vreau să... De ce eu dat pentru alții? Mm-hmm. Să fac cu muză pentru alții. Da. Asta nu mi-a spus. Asta mi-a spus foarte mult. Și eu asta vreau să o așa, să scalez și până. Da, da. Pentru că asta e senzația foarte. Deci, și mai ales creația, senzația că când creezi ceva, când creezi o idee nouă, o idee super și mi-a spus. Vreau să mă prezesc ca două zămărie, de ce eu trebuie să dau lumea, vreau să prez. Ca să o fac, să o realizez, să mă fac cu lumea, să mă fac cu lumea, să mă fac cu lumea și asta e foarte fain. Picturile tale morale pot fi și sunt, în siguranță, și anumite atracții turistice, pentru că, pe lângă faptul că tu, revenindu-l inițial la discuția noastră, spui că vrei să vezi oamenii primesc plăcere, pe lângă faptul că localnicii sau locuitorii țării tale primesc plăcere la tot ceea ce crezi tu, dar minte dacă din străini, pentru că ei cumva sunt rămân mirați că într-o țară, nu știm, care e o poveste de succes care nu mai este, o țară sunt cea bună de cel mai tărăși țări din Europa și așa mai departe, și când văd asemenea creații, pentru ei este o uimire frumoasă. Așa că iată și, de punct de vedere, atracțiilor turistice sunt lucrările tale. Da, da, mulțumim mult și eu îndemn pe toată lumea care e la mai în țară și care e cu sfătare, să atragă mai mult atenție la lucrurile frumoase. Pentru că noi atunci când vorbim de țara noastră, noi vorbim de mai altă noastră. Și oamenii respectiv își fac concluziile și ce noi vorbim. Eu sunt pentru asta că noi să vorbim de lucrurile frumoase, să le găsim, să le admirăm, pentru că găsăm și sunt mai multe decât cele mai puțin să fim așa. Și să le multiplicăm. Așa să fie și iată discuția noastră care a fost despre lucruri frumoase, despre tot ce faci tu și cu siguranță cei care ne urmăresc o să vadă în acest episod și imaginea ale lucrărilor tale, pentru că eu o să am grijă să le vizualizez în așa fel încât ei să știe unde să te găsească și ce pereți din Chișinău o să admire, pentru că chiar este ceva de admirat. Dar eu îți mulțumesc foarte mult pentru că tu faci lucruri frumoase. Îți mulțumesc foarte mult. Mersi de admirat. Cu drag.